Prefecții din toată țara au primit ordin de la Ministrul Agriculturii să centralizeze suprafețele afectate de secetă. Cei responsabili vor să afle cât de mari sunt pagubele după ce asociațiile fermierilor au cerut de urgență declararea stării de calamitate în agricultură. Cei care nu au sisteme de irigații sunt disperați. În pământul uscat din Bihor, porumbul a rămas pitic și moare. Cu 350 de hectare care primesc apă doar de la ploaie, fermierul Florin Ciurdariu are un an greu. 99,99% din plante nu vor face știuleța noastră. Și nici nu ar avea cum. Rădăcinile stau într-un sol tare, care devine piatră după nici 25 de centimetri de la suprafață. Gata, nu mai putem, e tare. Aici. Am avut 28 de zile caniculare, temperaturi de 36 până la 38 până la 40 de grade, ceea ce a dus și la ofilirea porumbului. Cu o mare parte a teritoriului afectat de așa zisa secetă pedologică, asociațiile fermierilor au cerut declararea stării de calamitate în agricultura românească. După o vizită în 10 județe, când a mers pe câmp și noaptea, ministrul Daia a cerut prefecților să centralizeze culturile afectate. Vrancea, spune el, a devenit polul secetei în România. Asta există, o stare de calamitate pentru culturile efective. Noi inventariem situația, de fapt, din fiecare județ. Astăzi avem terenuri, culturi compromise, vecine cu alte culturi necompromise. Noi nu declarăm stare de calamitate pentru suprafețe. Noi venim cu forme de sprijin pentru producțiile care sunt afectate. Cred că e clar. Ca o primă măsură, fermierii vor putea să schimbe destinația culturilor afectate de secetă și să primească în continuare subvențiile pentru acele suprafețe. Se încearcă și o stimulare a irigațiilor. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a scos la licitație contractul de realizare a documentației pentru reluarea lucrărilor la o porțiune din canalul Siret-Bărăgan, un proiect de suflet al ministrului Daia. Planta care rămâne în focul acesta și la rădăcina ei nu există apă și n-ai de unde să o aduci, astăzi este bună, sănătoasă, mâine bolnavă și poate poimâine moare. România a udat anul acesta aproape 800.000 de hectare, în condițiile în care suprafața de terenuri agricole este de 15 milioane de hectare. Acolo unde sistemele de irigații funcționează, porumbul are 2 metri și este verde. Cel puțin 8 tone de pe un hectar va strânge Alexander Dejanski, fermier în Timiș. Arată extraordinar și n-a primit foarte multă apă, în jur de 40 de litri pe metru pătrat. În Valea Stanciului, Dolj, peste 100 de fermieri s-au asociat și cu 2 milioane de euro, bani europeni, au modernizat stațiile de irigare, abandonate an la rând de stat. Primesc apă gratis, iar consumul de energie electrică îl au subvenționat jumătate. Dacă anul trecut a mers undeva la între 13 și chiar 16 tone, 18 tone de porumb oabe la hectar, anul ăsta, fără sistemul de irigat, cred că nu am fi realizat mai mult de 5-6 tone la hectar. Seceta atât de mare a produs pagube încât nu mai putem vorbi de o dublare a culturii. Putem vorbi de, de o triplare a ei, să zic așa. Ministerul Agriculturii nu are o evaluare precisă a pagubelor produse de secetă în România. Petre Daia se declară însă optimist în privința producției, fără să anunțe cifre. Făcut până în momentul de față estimări... Da, o știu exact, dar nu spun. Voi spune și voi comunica țării producția care a obținut-o atunci și numai atunci când este în magazie, încuiată, cu lacătul prin afară și cheia în buzunar. Ce vă pot spune? Avem ce ne trebuie.